grav. Păi ce femeie vrea lângă el un bărbat? Orice femeie vrea un Iron Man. Bună seara, doamna Șoșoacă. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, ce aveți împotriva vaccinării? Bună seara, fire al dracu, să fii tu și cu toată, toți parlamentarii ăștia. Ce am? Am împotriva că vreau și că pot. Și alte argumente aveți și dumneavoastră? Păi toți cei care s-au vaccinat s-au muiat. Aia. Da? Un exemplu la acest sens. Fostul soț, Silvestru, da? De când s-a vaccinat anticovid, n-a mai fost el. A fost flas, bleg, lipsit de vlagă, vai steaua. Bine, bleg era și înainte. Ai ceva, că n-am timp! Și asta va afecta căsnicia, nu? Grav, păi ce femeie vrea lângă el un bărbat? Orice femeie vrea un Iron Man, nu ursulețul pufos, nu? Înțelegi? Tu înțelegi ursulețul pufos? Da, doamne, stați liniștită, gata. Stați liniștită că nu o să vă vaccineze nimeni în Parlamentul European, da? Au găsit altă soluție. Ia zi că ești deștept, ia zi. Păi o să-i vaccineze pe ceilalți parlamentari, împotriva dumneavoastră, antirabit. A început să spacă. Da. Și poziția frumos, relaxat. Păi nu, că și eu țip în viață. Da. Atenție. Sunt coleric. Atenție. Ia. Citiți pe buze, da? Ia. Antidilimandroză. Dar ce e asta? Numele vaccinului pentru doamna Șoșoacă. Auzi, la vaccinul ăsta merge și la cea la padioză? Notă. Dilimandriu și cea la padiu sunt sinonime, da?